chef și voie bună, acolo lumea se adună. Cântând în acest weekend, echipa Asfalt de Moldova s-a lăsat dusă de valul muzicii populare, interpretate cu atâta maestrie de către frații Advahov. Ce sună așa frumos, ce? Cum e taraful fraților Advahov? Cum taraful? Și când mă duc pe scenă, erau vreo 14-15 instrumentiști în perioada aceea, extrem de talentați și cu chef de afirmare. Evoluția Orchestrei Municipale a Fraților Advahov e supranumită în presă un veritabil miracol muzical. Asta însă nu-i scutește pe băieți de cea mai importantă probă care trebuie să o treacă la orice concert, cea a tatălui Vasile Advahov, care este un muzician profesionist. Eu după spectacol îi fac și analiza. Sunt telefon, uite așa acolo, așa acolo. Repetiția e mama învățăturii, iar Vitalie și Vasile nu au uitat nici până azi asta. Mai ales că obiceiul le-a intrat în sânge încă de pe băncile liceului Ciprian Porumbescu. Ne trezeam la 6, ne ocupam până la 7:40, la 8 luam micul dejun. Bazele unui colectiv instrumental care a cucerit de îndată piața muzicală, dar și publicul de la noi. Orchestra Municipală a Fraților Vitalie și Vasile Advahov este un vis devenit realitate după ani în șir de muncă. Astăzi, străbat lumea de la un capăt la altul, iar profesionalismul muzical pe care l-au atins reușește să încânte pe oricine. Debutul lor a fost unul modest. La fel ca mulți tineri absolvenți ai conservatorului, după ani de studii, băieții au hotărât că nu trebuie să se limiteze doar la cântatul pe la ceremonii. Astfel, frații Advahov, descendenți ai unei familii de muzicieni profesioniști de la Sud, au făcut primii pași mici, dar siguri spre scena mare. Chiar primele spectacole la Palat a fost cu orgă, tobă, deci nu era țambal. Orgă, tobă, vioară și acordeon. Deci am avut o îndrăzneală noi cu fratele, nu știu de unde așa atâta îndrăzneală, să ieșim la Palatul Național. Dar uite că am ieșit în patru, am cântat și lumea a apreciat foarte mult. Și tot publicul ne-a dus la această situație ca să crească din taraf în orchestre. Și acum să fim... Puțin câte puțin am început să apară instrumentele, trompeta, clarinetul, încă o vioară. A început să apară contrabasul, braciul și vrem, nu vrei... Am ajuns astăzi la orchestra care este peste 30 de persoane, sau spunem în jur de 30 de persoane, în scenă. Vitalie Advahov s-a născut în orașul Cahul la 18 ianuarie 1978, iar fratele lui Vasile pe 26 aprilie 1979. Băieții sunt primii copii în familia lui Vasile și a Agafiei Advahov, fiind urmați de sora mai mică Lilia. După 2 ani și respectiv un an de studiu la școala muzicală din Cahul, în perioada 1988-2000, frații își fac studiile la liceul Ciprian Porumbescu din capitală. După absolvirea instituției, Vitalie și Vasile sunt admiși din prima la conservatorie. Vitalie la specialitatea acordeon, iar Vasile la vioară. Din anii de studii au început să colaboreze cu mari artiști de la noi, printre care Igor Cuciuc, Zinaida Julea, Nicolae Glib, Mihai Ciobanu, Valentina Cojocaru și mulți alții. În anul 2005, Vitalie și Vasile au inițiat prima orchestră municipală, care numără astăzi peste 30 de instrumentiști și 2 soliști. Frații Advahov colaborează frecvent și cu interpreți din România, printre care Andra Fuego și Irina Login. Stilul lor de interpretare a fost format nu doar în cei 17 ani de studii la liceul Ciprian Porumbescu sau conservator. Încă din copilărie, în familia lor se asculta muzică românească, iar când accesul spre celălalt mal al Prutului a devenit mai ușor, frații, alături de tata, mergeau la rudele din Constanța.
Anume, acolo băieții își făceau plinul cu tehnici instrumentale noi, dar și melodii românești de altă dată. După anii 90, când s-a deschis hotarul, am plecat și noi la Constanța, unde mergeam la multe cârciume, restaurante, căsuțe, unde se cânta muzică din toate zonele României. Și cred eu că chiar și de acolo am mai prins noi câte ceva, fiind noi atunci mici, s-a mai tipărit câte ceva care astăzi ne ajută foarte bine. Noi ascultam muzică până dimineața. Sunt restaurante care pe zone, Oltenia, Moldova, Dobrogea, și nu le reușim pe toate să le ascultăm într-o seară, dar ne străduim cât mai multă muzică să ascultăm. Copii fiind, evoluau pe scenele din orașul Cahul, dar și prin satele din regiune, alături de orchestra condusă de tatăl Vasile Advahov. Și încă de atunci se simțeau în fața publicului ca peștele în apă. Au trecut mulți ani de la debut, iar astăzi pot spune că au colaborat cu practic toți interpreții de la noi. Iar lista este completată și de numeroși artiști de peste Prut. Un rol foarte important a jucat și albumul care a fost lansat cu marea cântăreață, interpretă Zinaida Julia, cu care avem o colaborare deja de mulți ani și este o colaborare atât de frumoasă că nu pot să redau prin cuvinte. Albumul celor care l-am lansat noi împreună, eu cred că a fost un album, după cum spun cei care l-au realizat, a spus că a fost cel mai realizat album, cel mai vândut. Și până în ziua de azi, acest album, eu tot merg undeva pe străzi și aud piesele din acest album. Pe Vitali și Vasile Advahov îi cunosc de când erau niște copii. Pe atunci ei învățau la liceul de muzică Ciprian Porumbescu. Mai cântau și în taraful din cadrul liceului, condus de Gheorghe Banariuc, minunatul muzician, care de fapt i-a și descoperit, apoi i-a ghidat ani de-a rândul. Uite că Gheorghe Banariuc m-a invitat să cânt cu acel taraf, Mugurașii. A fost o satisfacție mare pentru mine ca peste puțin timp să îi includem în echipa noastră, adică Gheorghe Banariuc, eu, să-i includem în echipa noastră cu care să mergem să cântăm cam peste tot. Pe la nunți, cu metrii, eu știu, concerte, aniversări și tot așa. Încă nu absolvise Academia de Muzică când i-am chemat la mine acasă pe Vitali și Vasile și le-am propus să înregistrăm un album. Tocmai s-au speriat la început ca în scurt timp ei să adune încă niște muzicanți, să facem un taraf frumos, muzicanții toți pe sprânceană, și iată că așa am lansat noi albumul Lumea nu mă judeca, album care s-a bucurat de atâta succes. Orchestra condusă de noi a avut chiar un mare noroc să cântăm cu artiști de valoare. Cum am spus, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, toți de la noi, de peste Prut, Irina Login, Fuego, Andra. Cine scârție fântâna, tararara, eratata, da mândra ce-mi face cu mâna, tararara, eratata, păi cine scârție fântâna, tararara, eratata. Taraful fraților Advahov se bucura deja de admirația publicului autohton atunci când au ieșit pe scenă alături de un interpret din România. Chiar dacă la început a avut îndoieli în privința colectivului Advahov, Fuego recunoaște că muzica și tehnica lor de interpretare l-au cucerit din prima. Era o perioadă în care trebuia să cânt la Palatul Național cu o societate care organiza un concert și cântam muzică ușoară în prima parte, repertoriul meu, și după pauză trebuia să cânt muzică populară. Impresarul mi-a spus, vei cânta cu un taraf. La noi în România, când spui un taraf, spui 3-4 maxim instrumentiști care vin și cântă cu tine. Asta la o petrecere, știi? Eu trebuia să cânt în Palatul Național, unde mă așteptau aproape 2000 de oameni și trebuia să fac o chestie super profesionistă. Și am spus, cum îmi aduci un taraf, măi Nicolae? Cole îl cheamă pe impresar. Și stai liniștit că sunt foarte talentați, sunt foarte cunoscuți. Noi vorbim despre perioada în care Vasile și Vitalie nu făceau parte din orchestra municipală a primăriei Chișinău.
Desigur că mi-am făcut un pic probleme, pentru că eu trebuia să cânt doar câteva piese și repetam înainte de dimineața la palat. Eram în cabină și am auzit că repetă niște instrumentiști. Și am întrebat doamnele de la cabină care aveau grijă acolo de noi artiștii: dar ce sună așa frumos? Ce? Păi cum e taraful, fraților Radvahov? Cum taraful? Și când mă duc pe scenă, erau vreo 14-15 instrumentiști în perioada aceea, extrem de talentați și cu chef de afirmare. Obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă sanie cu surgere. Băi, obosit cum oi putea, mă duc la mântruța mea sanie cu surgere. Hai, da! Și au o experiență muzicală vastă și stau de mai bine de 10 ani în capul orchestrei care le poartă numele, în sala unde evoluează frații Radvahov stă mereu cel mai dur critic al lor. Așchean nu a sărit departe de trunchi în familia Radvahov. Toți cei trei copii au călcat pe urmele tatălui, Vasile Radvahov, care este muzician profesionist. În 1978 a absolvit Institutul de Arte din Chișinău clasa de acordeon și dirijor de orchestră, după care a predat și la școala pedagogică din același oraș. Anume, el a adunat cei mai buni lăutari din regiune, pe care i-a văzut cântând pe la nunți, și a înființat Orchestra Raională a Casei de Cultură din Cahul. Tatăl este cel care le-a pus și copiilor săi instrumentele în mâini, rămânând și până azi un model pentru ei. În urmă am învățat, așa am moștenit câte ceva, a organiza, a fi în față, a merita să fii în față, fiindcă asta tot contează, fiindcă ca instrumentist și Vasile ca viorist arată și la băieți cum trebuie să, chiar și să cânte, hașuri și mai multe momente. Am învățat că trebuie să ne organizăm, să luăm toate lucrurile, toate piesele în serios, să ne trăim foarte serios de muzică. Eu după spectacol îi fac și analiza. Îi spun pe telefon, uite așa acolo, așa acolo. Mă rog, tot e bine, dar mă rog, mai este câte o bine pentru așa, dar pe părerea mea. Și mă sună și singur, cum acolo, cum s-a plăcut, la de plăcut, jos pălărie, dar nu mai este ceva. Și când vin acasă, mai ascult, știți că o ascult o dată, dacă în două, trei ori, patru, cinci, eu o, acolo, și-o găsesc. Acasă ne trezește mereu vii amintiri despre locul în care am trăit cele mai remarcabile momente de fericire sau tristețe și desigur ne face să simțim din nou dulcele gust al copilăriei. Frații Radvahov au venit în capitală când aveau doar 9 și respectiv 10 ani, iar acceptând provocarea de a merge alături de noi acolo pe unde au făcut cândva primii pași, băieții se lasă duși de valul amintirilor încă de la intrarea în orașul de baștină, Cahul. De ce ne-am oprit pe o clipă aici? Pentru că o să vedeți mai târziu, o să vedeți un drum care este centură, care ocolește orașul, unde noi fiind copii, poate nu chiar în fiecare zi ne era dor de instrumente să ne ocupăm, dar tatăl, ca să ne trezească nou interesul față de instrumente, față de muzică, avea o înțelegere cu noi și îmi spunea că dacă o să vă ocupați, mâine o să vă dau să mânați puțin mașina. Și pe traseul acesta s-a învățat mai multe zile să mânăm mașina, Moscviciu, care l-am avut pe timpuri. Din tâi toată ne lua în brațe și ne învăța din tâi volanul, după care puneam husa de la vioară sub fund, și ca să fim mai sus să vedem. Și așa ne învăța tata cu teoleacă și să mergem și la volan. Țin minte că deja eram mai mari și am pus husa de la vioară și am boțit-o. Deja era mai grei. I-a învățat să înnoate, ca tată, bărbat, să meargă pe bicicletă, până de acolo să conduci mașina. E, dar mașina să conduc asta. Luam castofonul și spuneam, ia că, vedeți melodia asta? Erau câți ani, vedeți voi,
Învățați cum învățați, mergi și mânați mașina. La poalele dealului locuia cândva bunica Ana, sau, cum îi spuneau nepoții, mamaia. Femeia trăia de una singură, iar ca să mai scape de programul prea încărcat de exersare la instrumente, Vitalie, Vasile și mezina familiei Lilia își croiau des drum spre bunica, cu motiv sau fără. Valea asta, noi că venim de acasă, venim la bunica, ne înțelegem cu fratele, fără ca să frânăm până la bunica. L-am o viteză nebună și îmi plăcea foarte. Cu bicicletele, cine prim ajunge la bunica? Și casa noastră ar veni drept cum se termină, de ala cum am stânga aici. Bunica tare a iubit viața și a iubit muzica, a iubit dansul și des noi cântam, e chiar chiuia. Și mai dansa. Și mai dansa. Mai avem un virișor care cântă la clarinet și cântam câteodată și în trei. Vineam în ospiție cu instrumentele, ne mai ocupam aici, îmi plăcea foarte, vineam foarte des, îmi plăcea să venim cu aici. Următoarea destinație în scurta noastră călătorie este casa numărul 4 de pe Stradela Naumov, locuință în care a trăit cândva familia Advahov. Acum să vedem dacă ați ne dă voie să intrăm, dacă este cineva acasă. Poarta au rămas cei care era. Asta tatăl pusunc. Când locuiam era mai mult vie. Era o umbră aici. Dar nu e nicio sonerie, nu da? Aici e bucătărie de vară și aici era casa, jumătate de casă, care unde am trăit noi. Acum ne uităm de peste gard. La fel ca majoritatea localităților din țară, fenomenul migrației a atins și acest oraș. Actualii stăpâni vin rar acasă, fiind plecați în străinătate după câștiguri mai mari. Frații nu-și pot lua ochii de la curte, analizând schimbările făcute aici din momentul în care au părăsit orașul pentru totdeauna. Locuința și curtea mare, umbrită vara de viță de vie și plină de flori multicolore, a fost cumpărată de părinți înainte de venirea lor pe lume. Această bucătărie cu prispa, cum îi spuneam noi, a fost construită de el, de părinți. Și foarte, foarte mulți oameni, cum am mai spus, au fost în casă la noi, din lumea muzicii, foarte mulți lăutari, și din țară, și de peste Prut. Orice spectacol care se făcea în Cahul, numai decât trebuia să treacă cineva pe acasă și se făcea o masă, se cânta toată seara. Cum e primit la muzicanți? Se invită după spectacol, se face o masă, se cântă, se discută, se schimbă un schimb de experiență și tot așa. Sau dacă era vreo nuntă, muzicienii nu mai plecau, că înainte se cânta, de exemplu, un muzician era din Cahul, altul era din Nești, dintr-un sat, din alte sate. După o nuntă, se adunau toți aici, se odihneau, apoi plecau acasă. Vecinii își mai amintesc și astăzi de familia muzicală din casa cu numărul 4, iar întâlnindu-i, îi privesc cu multă curiozitate pe foștii locatari. Televizor parcă sunteți mai grași, dar așa nu sunteți așa tari. Mulțumesc! Televizorul măresc. Ar trebui să schimbați, să-l faci ca să nu să nu fă îngreșă. Ramșeala chiar era Ramșeala. Ia ca și vecina. Bună ziua! Eu mă auzi, cine stau aici? Hoții! Am venit să vedem... Spaniază mare hoț. Dar cine? Nu trăiesc acum aici. Nu fost ieri fetele la Italia și... Au fost și plecat înapoi. Baba e aici, dar e dus în sat. Mama lor. Am înțeles. Ce mai faceți? Cum? La inițiativa tatălui, primul său fiu, Vitalie, a început să studieze acordeonul și nu a dat greș. El fiind astăzi unul dintre cei mai renumiți acordeoniști din țară. Primul instrument pe care l-a ținut în mâini Vasile a fost toba, după care a urmat vioara și țambalul. În copilărie, principala lor sarcină era să exerseze zilnic, ocupație care le fura din prețiosul timp de joacă. Dar când le puneau pe toate la punct, acoperișul casei și copacii din care se văd ca în palmă satele românești erau explorate cu multă curiozitate de frați. Noi
am prins o șmecherie de mici, că ca să nu facem treabă prin ogradă, nici nu ne ocupam la instrumente. Că tata nu prea ne-a pus la prășit, la sapat, mai puțin. Da, mai ajutam noi, măturam prin ogradă, strângeam, tot, dar așa, mai ca să nu ne încordăm mâinile ca muzicanți. Și noi am înțeles treaba și mai mult, dacă ceva, nu trebuie să ne ocupăm la instrumente. Fiind cunoscuți în tot orașul ca una dintre familiile în care muzica era la ea acasă, nimeni nu ieșea pe poarta lui Vasile Advahov fără să fie ascultat vreo cântare. La noi era o lege nescrisă, deci dacă, de exemplu, venea să schimbi butelia aragaz sau cum e corect spune? Aducea gazul, cu mașina, butoiul de gaz. Schimba butelia și spunea, stați 5 minute că chem ficiorii să vă cânte. Noi ieșim cu instrumentele și gândam. Venea un domn să repare ceva sau pe electricitate. Stai 5 minute că am ușchem băieții și să cânte o melodie. Nu era zis, nu vine cineva în ospiții și noi să nu cântăm. Oricare care trecea pe lângă casă sau nu vine în ospiții sau în contribare, numai decât noi trebuia să-i cântăm. La inițiativa tatălui, care a vrut dintotdeauna să-i vadă oameni mari, copiii au fost înscriși la una dintre cele mai prestigioase instituții cu profil muzical din țară. A fost o decizie pe care tata a luat-o cu încredere și speranță în talentul fiilor, iar mama a primit-o cu ochii înlăcrimați, copiii fiind în clasa întâia și respectiva a doua. Prima perioadă mama îi vizita la cămin odată la două săptămâni, după care se vedeau doar la sărbători și în vacanțe. Țin minte un caz, s-a rupt fratele să vestească că ne-am întors noi, în ce clasă eram noi, când părinții nici nu se închipuiau că noi să venim la așa vârstă mică, să venim singuri de la Chișinău. Nu, mi s-a întipărit momentul ăla când părinții șocați, stând la masă, au văzut că copiii lor au intrat în casă venind de la 160 de kilometri. Deci. 100, chiar 200. Da. De la Chișinău noi aveam vreo 12-13 ani. Am venit amândoi cu instrumentele, cu geanta. Atunci, chiar și acum văd reacția de atunci a părinților. Mama ne-a îmbrățișat și a zis, cum v-ați venit singuri așa, fără nimic, nici nu ne-a spus. Dar noi hai să facem o surpriză la părinți. Cea mai gustos și îmi plăcea nou era cartofi nădușiți cu carne de găină. Noi spuneam sos. Sos de găină. Cartofi. Așa îi spuneam noi, mare. Faceau mâncare care, noi, dacă veneam de la studii acasă, era obligatoriu să facă această mâncare. Mama chiar ne întreba. Și chiar de fiecare dată, sos de găină. Străzile Cahulului, pe care băieții le cutreierau pe jos, au devenit azi nespus de aglomerate. Au plecat de ani buni de aici, însă cahulenii îi recunosc și sunt mândri de ei. Printre apropiații care au rămas în acest oraș, este și unica nașă de botez a lui Vitalie, Lidia Șișanu, despre aniversarea căreia finul și-a amintit încă de pe drum. Conform tradiției de la Sud, fiecare copil trebuie să aibă o singură pereche de nași de botez și nu 99, așa cum se obișnuiește în zona de centru sau nord a țării. Știu că ați făcut și un drum lung atunci, era iarnă și tocmai la Bolgrad, că nu se dă de voie. Bine, așa era situația atunci, că te-ai ascuns într-un fel. Era unul după altul și erau micuți, erau năzbâtici. Tata îi punea la muzică de micuți. Și asta era, de câte ori vineam, tata undeva la mine, nu e drept, nu e așa, începeți la început. Pasiunea tatălui pentru muzica instrumentală li s-a transmis și copiilor, care petreceau mult timp în anturajul școlii din localitate. Azi, Universitatea Pedagogică de Stat Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Părinții erau ambii pedagogi, iar după grădiniță, fiii au crescut practic între pereții acestei instituții. Mama citea lecțiile până seara târziu, eu stăteam cu dânsa, coloram, desenam, scriam, ca copiii, mă luau la lucruri. De atâta și avem o amintire față de școala pedagogică, că părinții au lucrat aici 20 de ani, dintre care noi, până a plecat la Chișinău, aici am petrecut împreună cu dânșii. Tata fiind profesor de acordeon la școala pedagogică și conducând orchestra, ne implica în cecișor și în spectacole. Și am avut multe concerte în sala mare a universității. Primele spectacole care au fost la noi au fost aici. Chiar Vasile din start a cântat la țambal și avea și un solo unde vinea cu gama până jos,
Da. Sus. Se minte că a primit și aplauze serioase aici la un spectacol. Și îmi puneam un scaun iarăși, îmi puneam ceva mai sus ca să pot sta. Nu mă așteptam pe scaunul de picioare așa. Fiind profesor, fondatorul și conducătorul orchestrei raionale, Vasile Advahov a adunat în jurul său cei mai buni lăutari de prin părțile locului, printre care Dumitru și Gheorghe Botgros, tatăl și respectiv fratele dirijorului Nicolae Botgros, pe Ion Marinovici, Ionel și Toma Acriș și mulți alții, instrumentiștii care erau prieteni, dar și oaspeți buni în casa familiei lor, au devenit la un moment dat și colegi de scenă pentru frații Advahov. Foarte mult leagă cu această scenă care în spate. Ori de câte ori noi veneam încoace, tata și noi chiar doream să ieșim în scenă, să cântăm și lumea să dansează. În fiecare duminică se organizează dansuri, se dansează foarte frumos, cum v-am mai spus. Dacă este vreunul care nu știe dansa, o scoate din cerc, dansează la cei care știu a dansa. Noi am prins emisiunile de folclor din România, de la noi. Duminica veneam cu părinții aici, veneam să ascultăm muzică, veneam să și cântăm. Tata era prieten cu muzicanții, era coleg și ne permiteau, mai cântam și noi. Cu dansul mai puțin, mai mult cu muzica. Noțiunea de acasă se referă însă azi nu la locuința din Cahul, ci la cea din satul Bubuieci. Convinși cu greu să se mute, părinții au vândut casa de la sud pentru una la fel de încăpătoare, dar mult mai aproape de capitală. Acum, cei trei copii și șase nepoți îi vizitează mult mai des. Auzind despre vizita unei echipe de filmare, părinții, care nu prea au experiență în fața camerei de luat vederi, uită de toate emoțiile atunci când sunt invitați să-și amintească despre venirea pe lume a celor doi frați. Primul băiat, Vitalie, a apărut în familia lor când tatăl era încă student la Academie de Arte din Capitală. El a venit acasă la Sfântul Vasile, am făcut Sfântul Vasile și l-am petrecut. El a plecat pe data de 17, dar Vitalie s-a născut pe data de 18 la ora 4:45. Și când i-am trimis telegrama, te felicit cu feciorul, te pup, eu, mama tot timpul, mama lui, îi spunea că tu n-ai să ai băieț în viață, dar ai să ai fete, așa îți spune Zodia. Și dumnealui când a auzit că acolo era scris, te sărut că s-a născut fiul, nu i-a venit a crede, dar a lăsat și a plecat. Și-a venit. Al de mamă stăteau la masă cu pământași. Ei, Vasilica, zici că noi am glumit, dar nu, ai fetiță. Ei, zici că fetiță, fetiță, fii sănătos. Când a sosit, s-a dus la maternitate și zici, n-am înțeles. Eu vreau să-l văd feciorul, dar dezbrăcat. La doar un an și trei luni diferență, s-a născut și Vasile. Am avut examene. Seara am venit târziu ca după, știți, după concert, un banchet oarecare. Și o luat o salvare. A două zi, toată ziua, n-avem noi timp, trebuie pregătit de repetat, de pregătit băieți, dirigează, tot, el trebuie față orchestră. Seara mi-a duc aminte pe la urmă, lui, măi, stăule, mă zic, ce este la mine acolo, la eu și telefonez. Toate Natasha, Dumnezeu să ia, o să odihnească. Vasilică, felicit mai un băiat, un șeră. Opa, Rachionul ținut de atunci, era orele 8 în col, gata, dacă era închis. Îl chem pe trompetistul care l-am cununat. Stângă Vasile Andreiș, i-am dat eu bani și i-am dat acolo, du-te la restaurant și cumpere, la restaurant să vină. Și-au luat vreo 400 de rachiu și vin noi cu dâns și spun la tăți, Veraș, Platon și Vasile Stave și muzicanții, și prin comisii, de pe loc, de la Cahol, de acolo. Zic, davate, văpim, zasână. Toba este instrumentul care i-a trezit imediat curiozitatea băiatului mai mic, iar tata a decis pentru început să nu se împotrivească. În timp ce Vitalie nici nu stătea bine în picioare când dădea deja de înțeles că grandiosul acordeon nu este deloc indiferent. Dumnealui învăța și trebuie să vină acasă să ocupe la instrument. Și ia acordeonul, îl ia și când îl ia, toți bașii înăuntru într-o dușă. Ei, dar erau aproape toți înăuntru dușă. Și el mă întreabă mie, spune drept, l-ai trântit? Nu! Precis, Galea, nu! Dar el vine la tatuș.
arată că el da, le-a da. Pus. Și atunci soțul a pus degetul lui și a văzut că nume și el l-a ridicat până, tu ai să-i acordi nostru tată de el. Da, 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 el avea vreo 8 luni și ceva. Iată, și el zice, tu ai să fie acordeonistul lui tată. Vitalie este o fire mai reținută și calculată, iar Vasile energic și pus pe glume. Deși sunt diferiți, încă din copilărie frații Advahov planificau totul împreună. Fie că era vorba despre o nouă melodie sau o șotie, toate le mergeau strună. Cu timpul însă, fiind elevi la școala muzicală din Cahul, băieții care, mai că nu se despărțeau de instrumentele lor, au găsit metode să trișeze, mai scurtând astfel din exersarea obligatorie care era verificată de tata, făcându-și timp și pentru joacă. Eu vin la școala pedagogică, aud așa o melodie dramatică. Dar mai avem și un nepoțel la clarinet, Jora era, da? Și altul era la tobă, bătea și el cum putea. Și mă aud melodia asta când vin, dar eu pus un boboc într-o cutie, au pus niște iarbă în jur și ei cântau, dar Lilia și nu știu ce, încă o fetiță, îl duceau la mormântare. Și eu zic, ce faceți voi, măi? Dar eu zic, mămică, îi cântăm, că el doar a murit și l-am petrecut la mormântare. Fiind și ei părinți acum, Vitalie, Vasile și Lilia sunt la fel de severi în privința muzicii cu proprii copii, deoarece știu că rădăcinele învățăturii sunt amare, însă fructele ei sunt dulci. Chiar mi-a părut bine acum la Paști, când am venit la părinți. Cătălin a sunat pe verișorul său, ficiorul surioara noastră, Lilia, pe David, și a zis, ia vioara și hai să facem concert la bunei. Dar nu ne-a spus nouă nimic, când vin gata acum, după ce am stat amasă, spectacolul. Și au prezentat fiecare program al lui. A cântat și la pian și la vioară. Chiar mi-am amintit de când ne întâlneam noi acasă când eram mai mici și tot așa. Vine cineva în ospiție și noi, aici mici, cântam, prezentam, care o poezie. Ora asta mult mi-e drag, ram de ri de ri de ri de ram de ri de ri de ram. De-ar ține și-o lume întreag, ram de ri de ri de ri de ram. Situat la aproape 200 de kilometri de capitală, orașul Cahul este amplasat la frontiera cu România. Este o localitate cu tradiții seculare, cunoscută mai ales pentru dansurile iuți și apăsate, care sunt jucate și astăzi pe așa numită piață a horelor. La doi pași de această pistă de lansare a fraților Advahov se află și școala muzicală în care au studiat un an și respectiv 2 ani. A fost un timp scurt, dar suficient pentru a acumula amintiri despre primul examen din viață. Ai m-a prins? Primul examen de intrare la școala muzicală a fost în această sală, sala festivă. Și țin minte bine acel examen, că acolo am avut mai multe teste. Deci testul de memorie a pus diferite bețișoare, obiecte, creion, toc, radieră, ca să memoria, să vedem cum. După care mi-am pus să ne intonăm cineva, după care ne-a pus să cântăm, să recităm. Eu nu prea cunosc limba rusă bine, dacă nu eram mic, în general nu vorbeam. Eu am mers în grădiniță rusă, dar n-am scos niciun cuvânt. Educatorii credeau că eu sunt mut. Și întrebau mama, unde sunt cei nouă din nimoi? Dar mama zice, nu, nu mă răzgăvărit. Și când erau examene de intrare, mi s-a dat o poezie limba rusă mare. Și nu puteam învăța pentru că eu nu cunoșteam limba rusă bine. Și îmi spune tata, tu vreo poezie în română știi? Da. Te duci, vezi numai o strofă în limba rusă și mai departe spune o poezie în limba română, spune toată. Parcă și acum țin minte când am spus o strofă în limba rusă și prima am spus o poezie în română.
Și acum o țin minte un vers. Trec soldați pe lângă noi, trec în rânduri câte doi, văd în frunte un leitenant, sprint în îndrăzneț și înant, și tot deja mai departe. Am terminat cu poezie și mă întreabă din comisie, da, de ce ai recitat poezia nu în rusă, dar în română? Păi am spus, tata așa mi-a spus, fac. Eu zic că am înțeles. Vizita fraților, despre care în Cahul se scrie și o carte, a surprins colectivul profesoral și a trezit curiozitatea elevilor față de renumiții instrumentiști. Iar la solicitarea pedagogilor, elevii au aflat chiar de la protagoniști ce preț are succesul. Și aici, Vitalie și-a dat drept exemplu propriul fiu, care, la fel ca toți copiii de vârsta lui, mai obosește de orele de vioară pe care le practică la același liceu Porumbescu. Eu, acum zile, s-a declarat că eu chiar m-am spărat pe dânsul. La filmează, să-i arăt și lui azi. Toată țara să vadă. Că eu m-am plictisit de vioară, că e greu, că nu știu ce. Și i-am spus, zic, eu am să cumpăr două vaci și și vacar. Gata, au lăsat, au dus o bucată de vioară să o copie. Nu vreți să fie. Trebuie studiat, altfel rezultate nu sunt. 1% de talent și 99% de muncă. Acum realizat, îndrăzneț și pus pe glume, Vasile Advahov zâmbește larg când își revede prima profesoară de vioară. Cu ani în urmă însă era foarte sfios, dar prindea totul din zbor. Profesora mea care a învățat a ține instrumentul în mână, prima profesora mea, chiar mă bucur să vă văd. Am pus там de ochi. Eu am очень способный. Deja родители ваши. Да. Особенно. Видите? Папа. Да, Василий Васильевич, это было что-то воспитывал. Он и до сих пор нас говорит так. На сцену. Меня интересует музыка. Его интересует, что мы купили брюки или рубашку или другое. Музыка. Вот какая пьеса новая. Не знаю, запись, концерт в Бухаресте. Вот это для него счастье. А другое его не интересует. Grație pregătirii bune de la tata și muncii depuse de profesorii de aici, băieții au trecut cu brio examenele de admitere la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu. Spre deosebire de alți elevi veniți de pe la școli muzicale din țară, care erau nevoiți să repete o clasă, frații Advahov au demonstrat o pregătire impecabilă pentru vârsta lor și au pășit direct în clasa următoare. Tata se îngrijorea că poți nu mă primească la vioară sau poți nu mă primească la țambal. Și m-a pregătit pentru ambele instrumente, pentru examen, ca să sun examen. Bine, o să fie puțin laud, dar este adevăr. După ce am dat examenul și la țambal și la vioară, venea profesorul, domnul Grosu era atunci, și spunea lui tata, dă la țambal, lasă, tu nu trebuie vioară, dă la țambal. La vioară era domnul Rosin, îi spunea, în rusește spunea, ne, pus-o la scripte, în ivo este la scripte. Deci m-am primit și la țâmbal și la vioară, dar am ales să cânt la vioară. Vitalie a studiat acordeonul mai întâi la Boris Sokolov, după care la Valentin Zagumionov, în timp ce Vasile a avut norocul de a face vioară cu renumita Galina Buinovski, căreia îi dau și azi o notă înaltă de apreciere. A fost un copil energic, destul de interesat de vioară, capabil, învăța bine, se străduia, eu nu aș putea să-l caracterizez negativ. Prima orchestră alături de care a urcat pe scenă a fost cea a tatălui, dar colectivul alături de care au apărut în fața publicului din Chișinău a fost ansamblul de copii Mugurașii, condus de virtuozul Gheorghe Banariuc. În anul 1991, după ce am plecat de la Fluieraș, am venit la liceu Ciprian Porumbescu, fiindcă învățaș piciorul meu în clasa întâia și trebuia să fiu lângă el ca să-l ajut. Și desigur mi-au propus să formeze o orchestră de copii. Și am venit cu plăcere. Și am adunat o grupă de copii, printre care era Vitalie, Advahov, Vasile, doi frați, au venit întâi Vasilic cu vioara. Vasilic, așa, era micuț. Și a început să cântesc, bravo, băițel, bravo. Și Vitalie vine cu acordeonul. Da, am rămas fascinat ce interpretare faceau. Și deci s-a început lucrul nostru. Tot alături de Muguraș, frații au apărut pentru prima dată la televiziunea națională, cântând în rând cu interpreții de muzică populară renumiți de la noi. Când a ieșit la televiziune, a fost ca un
ceva ieșit din comun. Prima dată în Moldova, o orchestră de copii mici să cânte la nivel profesional. Și tot pe viu. Au pus microfoane și direct din studio, pe viu să cânta. Cânta Vasile că o să iei melodii și am pus și în drum spre casă, care am scris-o și o cântă Nicolae Bodgros la vioară. O cântat-o Vasile cu vioară. Detalii, i-am dat suvenir ucrainean să cânte. O ieșit băieții de-o minuri. Îi urmăream cu mult drag, că erau talentați, mi-am dat seama din prima, Dumnezeu le-a pus talent în sufletel cu carul. Ei erau atât de perseverenți, prindeau, învățau totul din zbor. Să nu uităm că la liceul Ciprian Porumbescu ei studiau muzica clasică. Aici trebuia să cânți muzică populară și uneori câte concert. Așa am cântat noi ani de-a rândul, uneori câte 5 nopți de-a rândul. M-am mirat de hărnicia lor și de gustul ăsta de a prinde tot ce e frumos. Mai erau pregătiți și de acasă, aveau cei 7 ani de acasă, de la tăticu și mămica. Copilăria înseamnă pentru frații Advahov nu doar dragostea mamei sau căldura casei părintești din Cahul, dar și căminul liceului, pe atunci școala internat Eugen Coca. Între pereții acestui așa numit cămin, unde erau supravegheați de câte o educatoare, frații s-au maturizat și au devenit independenți. Amintindu-și de acea perioadă, Vitalie și Vasile retrăiesc parcă vremurile când au venit în orașul care le părea pe atunci mult prea mare, fiind lipsiți de grijă părintească. Totuși, peste ani, recunosc ambii că experiența i-a călit. Eu, de la 10 ani până la 18 ani, aici am locuit, în acest cămin. Și chiar mă uit, aici mă ocupam în acest cabinet. Era cabinetul meu preferat. Mai tot timp băieții au trăit la etajul 4, noi am trăit mai în toate camerele și până acum le știu numărul la cameră, până acum știu numărul de telefon de la recepție. Aici veneau copii din clasa 1 până în clasa 12. Și noi la ora 6 fix ne trezeam și ne ocupam cu fratele jos. La 7 era trezirea, se dădea un sunet, alarma pentru trezire. Nu se trezea niciun coleg de nostru, mai stăteau. La 7:30 se mai dădea un sunet, deja trebuie să vă gătiți, trebuie să plecăm la masă. La fel, nu se trezea nimeni, dar noi ne ocupam jos. Pe la 7:40 urcam cu instrumentele sus în cameră, dar urcam cântând pe coridoare. De ce povestesc acest lucru? Pentru că în momentul ăla când noi urcam pe scări, pe trepte, cântam cu fratele, începeau să discuie toate ușile și lumea se trezea și știau că asta e ultima alarmă când mai pot reuși la masă, de altfel întârzie. Se descurcă de minune la capitolul muzică, dar și la gătit. Locuind departe de bucatele delicioase ale mamei, băieții găseau unde să mănânce sau născoceau rețete noi. Deși mâncau de 4 ori pe zi, băieților plini de energie le era totuși mai complicat la capitolul alimentație. Așa că, după ceva timp, mai mult de nevoie decât voie, au învățat să mai gătească câte ceva. Ne trezeam la 6, ne ocupam până la 7:40, la 8 luam micul dejun. Bine, noi ca adolescenți căutam să mâncăm mai mult, dar este o normă, este o porție. Și luam cu noi pâine, aveam ulei și niște ceapă. Și pe la 11 iar ne se face foame, pentru că noi după micul dejun iar venim și ne ocupam. Noi trăiam la etajul 4, fetele la etajul 3, fetele mai gospodine, mai aveau ceva de mâncat, în pungi și le țineau la fereastră, nu știu cum erau ele prinse acolo. Și ne-am gândit noi într-o zi, am improvizat un cârlig cu ață, seara pe la vreo 9 ceva, nu era foame, băieții, și tot ne chinuiam să luăm pungă aceea. Dar fetele ne-am povesteau și ele. S-au culcat și auzeau în fereastră clanț, dar noi ne meream pungă și se lovea în fereastră. Și la un moment dat, ele se uitau la fereastră și văd cum punga se ridică în sus. Masa asta, de care și mai mult o iubim să mâncăm. Și mi-aduc aminte, la noi era o regulă, cine mănâncă ultimul strânge masa. Noi ne așezam toți la masă și începem a mânca într-un tempo repede
și ne uitam unul la altul în farfurișcă. Eu și unde veneam să mâncăm tot, dacă vedeam că rămân ultimul, strângeam farfurișcă, fugeam, vedeam și o ducem la... Sau din mers, mâncând. Mai mâncăm. Și câteodată reflexul ăsta de a mânca rapid a mai rămas la noi. Și câteodată ajung acasă și din fugă mănânc. Și toți îmi spune, nu mânca repede, de reușești, nu fugi nicăieri. Dar la noi a rămas reflexul de a nu strânge masa de pe noi. Liceul Internat Republican de Muzică Ciprian Porumbescu este supranumit forjerie de muzicieni de valoare, care s-a dezvoltat timp de două decenii sub conducerea directoarei Galina Boinovski. Nu în zadar și copiii foștilor discipoli pășesc pe urmele părinților optând pentru studii la Porumbescu. La cei 12 ani de școală muzicală și liceu, se mai adaugă și alți 5 ani de conservator. Anii petrecuți aici au fost cei în care tinerii se implicau în proiecte muzicale importante. Erau elevi cunoscuți la Academia de Arte. Așa se explică și faptul că frații Advahov colaborează și în prezent cu foștii profesori. Profesorul meu, Boris Băsarski, unde eu am studiat și am absolvit Academia de Muzică, care este o instituție foarte importantă la noi în țară, și dumnealui foarte mult a vrut ca eu să vin să studiez, să urmez studiile mai departe în masteratul, dar eram mai nevoiaș de bani, trebuia să mai câștigăm un ban și am plecat să cântăm pe la petreceri, ne-am apucat de orchestră, ne-am apucat de... Eu am absolvit Academia de Muzică pe muzică clasică, instrumente, corzi. Dar mi-era foarte mult aproape muzica populară și m-am decis după examen ca să mai mult să mă aprofundez în muzica populară. Он играет замечательно и классическую музыку. Он ещё более профессионально и замечательно играет народную музыку. И да и эстрадную, то есть он музыкант универсального плана. Vasile era încrezător în forțele proprii, însă la un pas de absolvire, elevii din generația lui au fost surprinși să afle că vor fi evaluați de o comisie din România, ceea ce l-a cam speriat la început pe tânăr. Totuși, proba a fost trecută cu brio. Приехал председатель David Marcian из IAS. Он, кстати, очень хорошо отозвался о Василии, но кто-то ему там понравился больше, и он поставил ему не 10, а 9,75. Когда наш ректор того времени, Данила, он спрашивает, какая-то премия? Это... Ну, шапка здесь. Ай, так, Энка, должен чить бань, да Каспий здесь. Astăzi, Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advahov numără peste 30 de instrumentiști, doi soliști, Zinaida Julea și Igor Cuciuc, tot atâția lucrători de scenă, un sunetist și o costumieră. Vitalie și Vasile afirmă că preferă să muncească asidu și să scoată piese care să rămână în inima și mintea ascultătorului, decât să lanseze noi și noi albume cu muzică de calitate inferioară. Publicul îi apreciază, îi recunoaște și îi iubește pentru stil și atitudine, dar mai ales pentru că frații Advahov sunt promotori ai valorilor culturale și recunosc ambii cu mândrie identitatea noastră românească. Frați de sânge și de dor, dintr-un neam de viță aleasă, cântul nostru pleacă în zbor și se întoarce tot acasă. Dragi prieteni, Vasile, Vitalie, aici, acasă, unde iarba verde nu ne rătăcim, nu ne lasă să ne rătăcim prin lume, aici, acasă, în Basarabia, de fiecare dată există un public care vă apreciază, care vă iubește, un public care vă aplaudă cu atâta generozitate. Vreau să știți că aici, la voi acasă, eu mă simt un adevărat român. Vă pup pe toți și vă doresc sănătate și la mulți ani! De fapt, suntem ca o familie unită. Alături de ei mă simt și eu întinerită și
ne înțelegem atât de bine când e vorba de un cântec sau altul, că ne înțelegem dintr-o privire, dintr-o cătătură. Ferice de părinții care i-au adus pe lume. Și iată, anul ăsta este unul aniversar, pentru că în toamnă sau poate pe la început de iarnă, cu siguranță vom organiza un mare concert aniversar, 10 ani de la fondarea orchestrei fraților Vitali și Vasile Advacov. Vitali și Vasile, vă știți cât sunt la voi, vă știți cât de mult vă iubesc și sunt sigură că vom reuși să mai lansăm niște cântece care să dăinuiască în timp. Ani de zile cântoarșe și lii, chiar și celor care nu-mi vor ghini. Eu le cânt să-i îmblânzesc, ei mai tare să răiesc, dar ei și mai tare să răiesc. Ia la 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 la, ani de zile cântoarșe și lii, chiar și celor care nu-mi vor ghini. Eu le cânt să-i îmblânzesc, ei mai tare să răiesc, și mai tare să răiesc, mă. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu m-au ascultat, au ajuns acolo unde sunt ei și mă mândresc cu dânsul.